Bună, Capricorn, și bine ai venit la etalarea ta pentru săptămâna 29 martie-4 aprilie. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord și multe planete pe astrograma natală în semnul Capricornului. De asemenea, dragii mei, vă reamintesc că este o etalare pur generală, nu are cum să se potrivească perfect fiecăruia dintre voi, așa că vă rog mult să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. La baza pachetului avem un 9 de bâte, împărăteasa, 5 de cupe și 5 de monede și 2 de monede. Ceva v-a dezamăgit aici, ați încercat voi să reparați lucrurile, ați încercat să jonglați, parcă nu era un pahar nici plin, nici gol, ceva acolo vă nemulțumea. Și ori ați mers să rezolvați lucrurile, ori ați încercat acest lucru, ori discutăm despre un personaj din viața voastră care ori a dat bir cu fugiții, ori voi sunteți acea persoană care pur și simplu ceva v-a nemulțumit, cineva a întrecut măsura cu voi și poate ați dat bir cu fugiții. E interesant că începeți aici și creșteți un proiect, ceva anume în această săptămână. Parcă încercați pe cât posibil ori să vă mențineți rolul de mamă dacă sunteți femeie, ori să încercați pe cât posibil să vă mențineți acest cumpăt, această iubire, această stare de fertilitate, această stare de abundență. Încercați pe cât posibil să faceți acest lucru. E adevărat, mai este puțin, dragii mei capricorni, sunteți aproape la mal, aproape izbutiți în această săptămână. Mai este puțin. Situația, cavalerul de spade, după cum spuneam, un eveniment neașteptat. Ce gândiți voi? 8 de cupe. Această schimbare, după cum am spus, poate voi ați da bir cu fugiții, ce simțiți 6 de bâte, ce stă la baza manifestărilor 3 de spade, în exterior 7 de monede, ce simt ceilalți 9 de cupe, ce gândesc ceilalți 5 de bâte. Frumos, dragii mei capricorni, hai să vedem. Cavalerul de spade, după cum spuneam, un eveniment neașteptat s-a întâmplat și poate în această săptămână reușiți să ajungeți la mal. Un mesaj foarte rapid, un eveniment total, total neașteptat care vine spre voi sau care a venit spre voi. Ceva anume nu prea v-a convenit vouă sau nu vă convine și lăsați în urmă, ori renunțați să mai faceți niște activități, ori aveți programat ceva și renunțați. Ceva faceți voi în această săptămână, posibil chiar să faceți ceva pentru sufletul vostru. Pentru sufletul vostru, cumva să încercați să luați din toate aceste energii de aici mai puțin pozitive, să faceți o victorie pentru sufletul vostru. Ce gândiți voi? 8 de cupe. Voi, dragii mei capricorni, sunteți pregătiți, după cum am spus, să lăsați ceva în urmă, poate să coborâți înăuntrul vostru pentru a găsi răspunsuri. Poate discutăm despre o relație, de un anumit mod de manifestare, ceva lăsați voi aici în urmă și coborâți mai departe, mergeți mai departe. E adevărat, e ceva ce v-a dezamăgit aici, ceva ce nu vă mai împlinea. Și văd că sunteți pregătiți să coborâți și să mergeți pe un drum care, e adevărat, nu presupune foarte multă siguranță, însă la final parcă cineva vă inspiră, parcă cineva vă dă curaj să mergeți mai departe, parcă cineva deja vă prezintă tabloul de final după acest drum cu tot felul de obstacole, cu tot felul de piedici. Ce stă la baza manifestărilor voastre? După cum spuneam, dragii mei capricorni, e vorba de ceva care v-a supărat, ceva care vă supără și faceți schimbări, dar repet, schimbări care vă fac pe voi pur și simplu să simțiți aici o foarte mare victorie, foarte mare victorie. Că tot vorbeam de victorie, în sufletul vostru să știți că e o detașare, eu o simt din cărți că e ca și cum v-ați elibera de ceva anume. V-ați elibera de ceva anume, ceva pe sufletul vostru are loc în această săptămână,
poate chiar o victorie, v-am spus, poate reușiți să ajungeți la mal în această săptămână, acest blocaj de aici poate pleacă, poate pur și simplu în sfârșit se duce această stare de așteptare, de teamă, acest sentiment de blocaj de aici și v-am spus că mergeți pe un nou drum care e adevărat, vă împlinește mult, mult mai mult, cel puțin din punct de vedere emoțional, sunteți pe cai mari. E adevărat că vine la pachet cu multe sacrificii, vine la pachet cu multe demersuri din partea voastră, dar rezultatul e pe măsură, deci se merită. În exterior, 7 de monede. Ori mergeți și îi propuneți ceva cuiva, ori acest 7 de monede poate să vorbească de faptul că oferiți ceva cuiva sau poate vi se oferă, cine știe. De asemenea, mă pot gândi că ceva legat de zona aceasta financiară, ceva vă nemulțumește, ceva v-a nemulțumit. N-aș ști să vă spun exact despre ce e vorba. Ceva aici nu vă place vouă, ceva pur și simplu nu vă împlinea din punct de vedere emoțional, iar această schimbare, acest eveniment neașteptat e perfect pentru a ajunge voi la această victorie, pentru a spune în sfârșit gata, am luat ce e al meu și gata, sunt pe cai mari. Ce simt ceilalți? 9 de cupe. V-am spus că e posibil ca o persoană, în același timp, o altă persoană poate, din jurul vostru, să vă inspire foarte mult în această săptămână, să vă arate pur și simplu rezultatul final, rezultatul acestui nou drum pe care voi ați parcurs sau rezultatul acestui nou proiect, da, la care voi ați început să lucrați. Sau poate o nouă relație, cine știe. Nouă de cupe aici vorbește despre o împlinire a unei persoane din viața voastră, o împlinire foarte fantastică, parcă se bucură pur și simplu de această victorie împreună cu voi. E o persoană pe sufletul vostru sau o persoană din zona aceasta emoțională, o persoană care are sentimente față de voi. Ce gândesc ceilalți sau ce gândește cealaltă persoană este un 5 de bâte. Aici putem să discutăm despre o concurență sau despre faptul că cineva vă cere ajutorul într-o luptă pe care o duce, o luptă foarte profundă. De asemenea, posibil să fie vorba de o situație în care pur și simplu voi ați putea să o duceți spre o victorie, deci o luptă în care vi se cere ajutorul, o luptă în care victoria depinde de voi. Și e adevărat că e o victorie și pe sufletul vostru, nimeni nu spune că nu. A venit și pisica între timp, dragii mei capricorni. Ce să vă spun, ea absorbe foarte bine energiile negative, mi-au mai scris oamenii că simt acest lucru, deci cu siguranță și la voi lucrurile vor fi mult mai pozitive față de cum le-am prezentat până acum. Poate discutăm despre lucruri mărunte, cei drept nu sunt arcane majore aici la voi, discutăm despre întâmplări de zi cu zi, poate întâmplări nu foarte mărețe, aș putea să spun. Eu cred că e o săptămână în care chiar reușiți să terminați cu acest obstacol pe care îl aveți de trecut. Deci treceți un hop, dragii mei capricorni, în această săptămână. Foarte frumoasă etalarea voastră. Pentru mai multe detalii, nu uitați să ascultați și filmările zilnice pe semne zodiacale. Le găsiți tot pe acest canal de YouTube. Vă pupăcesc, vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.